simplu colecția ta personală de highlight-uri pe care le-ai făcut în timpul campaniilor sau activărilor tale. Mai mult de atât, orice Insta Story are acest efect de it happens now și de fapt momentul care ești noi un eveniment și pentru că tot insistați pe exemple. Noi am făcut o serie de concerte sau numit Gheri Live în sediile noastre, noi facem clădiri. Și am făcut concerte în câte un lobby din fiecare clădire, avem 13 în total. Și am adus această emisiune și a fost concerte. Practic, gândiți-vă puțin, eu ca brand, cum pot să transmit consumatorilor că fac asta. N-aș putea, am făcut și pe post, pe feed, pentru că noi nu vrem să eliminăm în niciun caz feed-ul, ci vrem să aducem plus valoare și să fie engagement mare pe page-ul nostru și brand-ul să trăiască. Și atunci, behind the scenes și tot ce s-a întâmplat interesat cu acele trupe, le avea pe Robin Hood Backstabbers pe scenă, le avea acolo la tine la birou. Bineînțeles, foarte scurte, de 15 secunde, pentru că aș mai vrea să spun ceva, că s-a comunicat ideea acum că nu pot să transmit ceva în 15 secunde. Eu cred că asta este, de fapt, asta este miza noastră, să transmit multe lucruri în puține cuvinte, așa a fost și poezia, by the way. Nu pot să spui că o poezie e mai proastă decât un roman, doar pentru că e poezie. Dacă ai ceva de spus mișto, poți să spui într-un vers, neapărat într-un roman sau o trilogie sau you name it. Așadar, strategia are multe tool-uri în spate. Unul poate fi Insta Story și vă încurajez pentru că e foarte măsurabil și rezistă mai mult de 24 de ore. Mersi! Mulțumim, Aisa! Mulțumim acum la un story, la un liberi sau la un haiku, ceva de genul ăsta. Mulțumesc frumos!